Salutare! Am bucuria să vă filmez un Fiat Doblo Modelier 2024. Este faceliftul actualului Fiat Doblo. O să facem un walkaround, să vedeți cum arată mașina și să vă arată un pic și partea de opționale. Din păcate sau fericire, mașina este configurată de colegii mei și ei au un pic de întârziere mentală, ca să nu zică-s retardat, și au comandat mașina foarte fain dotată, dar fără cameră de mașalier. Nu e nicio problemă că se poate face retrofit și o să comandăm și noi câteva mașini care să aibă și cameră de mașalier. Am și comandat una, aștept să ajungă de la fabrică, care o să fie pachetul cel mai dotat al lui Doblo. Acesta este un L2, adică versiunea cea mai mare. O să vă arăt mai și dimensiunile, atât interioare cât și exterioare ale mașinii. Acum vreau să vă arăt cum arată de jur împrejur. Și are acel pachet cu Magic Cargo, în care puteți să puneți elemente foarte lungi în mașină, până pe la vreo 3,40 m. Dar ce să mai, haideți să începem prin a vă arăta un pic partea de spațiu de marfă. Motorul este 1.5 diesel de 100 de cai putere, cuplat la o cutie manuală cu 6 trepte. Și să vedeți un pic și partea de interior. Aici e fain că aveți noul display interior, aveți încălzire în scaune. Puteți vedea aici butonul de încălzire în scaune. Și aveți un bord semi-digital și acest mare sistem de infotainment. Scaunul despre care vă vorbeam și se va arăta un pic și specificația mașinii. Deci asta este un Fiat Doblo, acesta este un Fiat Doblo cu pachet Winter, încălzire în scaune, parbriz încălzit și scaune confort, volan încălzit și îmbrăcat în piele. Și aveți acest pachet Magic Cargo care face toți banii, ecran de 10 inch și roată de rezervă. Iar mașina costă la promoția actuală 21.000 de euro plus TVA. Haideți să punem și contactul, să vedeți cum arată. Să dăm mai încet partea de sonorizare. Și cam asta este partea de interior. Aici puteți să vedeți diferite informații. Haideți să o și pornim cu ocazia asta. Frâna de mână este electrică. Ne spune că nu avem combustibil, dar noi nu avem de obicei combustibil, dar este un picuț de combustibil. Este. Suntem ok. În stânga aveți partea de turometru. Dacă turăm mașina, se și mișcă, bineînțeles. Iar aici aveți partea de informații legate de consum, care se folosesc de aici. Și vă puteți uita la diferite informații legate de partea asta de consum. Și dacă țineți apăsat mai lung, se și resetează. Haideți să filmăm și partea asta de climatizare. Climatizare normală. Cutia de viteză, cum am spus, 6 plus R. Ce e fain acum că aveți acest display, păcat că nu l-au comandat cu cameră, dar măcar aveți Apple CarPlay și Android Auto, în funcție de ce vreți voi să folosiți. Radio, telefon, n-am conectat nimic deocamdată, setările, Apple CarPlay și Android Auto și partea de setări ale mașinii. Un meniu foarte simplu, nimic complicat, ca să-l puteți folosi cât mai ușor. Aici aveți comenzile pentru partea de radio cu volum, iar aici pentru partea de pilot automat. Mi se pare fain că au pus și partea asta de pilot automat. Pentru cei care vor să vadă alte informații, aici mai aveți un buton pentru afișarea display-ului și să vă arate diferite informații display-ul, cum ar fi temperatura la apă sau ce vreți voi să vedeți în el. Iar aici avem încălzirea în volan și încălzirea în, se focusăm pe ele. Așa, încălzirea în parbriz și încălzirea în volan. Așa, și se pornesc de acolo și le putem și opri. Cam asta a fost partea de interior. E destul de simplu. Să vă arăt și partea de Magic Cargo. Sunt o grămadă de spații de depozitare, deci chiar aveți spații de depozitare în Doblo cât cuprinde. Și aici aveți și un torpedo mai mult decât generos. Hai să le închidem toate și să mergem la partea din spate, că probabil aia vă interesează cel mai mult, să oprim AC-ul și să oprim și motorul, să vedem cum se și oprește. Așa se oprește simplu. Retrageți cheia din contact, dar mare avantaj. Volan în piele și avem meniu în limba română. Cam așa se vede partea de Magic Cargo de la șofer. După cum am spus, încălzire în scaune. Haideți să vedem și partea din spate. Pentru cei care sunt curioși, AdBlue și motorină. Jantele sunt cele de 16 cu anvelope 205-60R16 de vară. În cazul acesta sunt niște anvelope de la Nexen. Senzorii de parcare din spate îi puteți vedea acolo în bară. Și să deschidem un pic și partea din spate, noul logo Fiat. De fapt, deschidem partea laterală și partea de la șofer prima dată, ca să vedeți care e ideea cu acest Magic Cargo. Aici aveți un capac care se poate închide și deschide după caz.
când aveți nevoie să puneți ceva mai lung în el. Scaunul de la pasager, unul dintre ele, se lasă așa jos în podea, ca voi să puteți băga aici orice ați avea nevoie. Să vă arăt un pic și partea de dimensiuni. Să deschidem și în spate. Și aici avem dimensiunile. Pentru versiunea pe care avem noi aici, Van L2, lungime exterioară avem 4753, scuze. Lățime 1,83 m, înălțime 1,84 m și înălțime 1,83 m, ampatamentul 2,975 și spațiu de marfă aveți 2167, așa cum îl vedeți acum, iar dacă folosiți și Magic Cargo aveți până la 3,44 m. Lățime aproximativ 1,52 m util. Iar celelalte dimensiuni le veți aici, oricum să vi le trec în descrierea clipului ca să le aveți toate acolo. Pe voi vă interesează să știți că puteți să puneți 2 metri aici în spate și dacă e cazul și sunteți instalator sau cărați chestii mai lungi, puteți să puneți o țeavă sau o bară până la 3,40 m în această mașină. Ușile se pot deschide încă o dată, aici aveți o blocare și ele se deschid până se lipesc balamalele de caroserie. Nu sunt cu deschidere la 270 de grade, doar la 180 și cam așa arată. Haideți să mergem să vă arăt un pic și acel scaun, cum se ridică și ce aveți sub el. Să văd dacă reușesc să vă filmez cumva și roata de rezervă. Așa. Ok. Și să vedem și partea de Magic Cargo. Mașina e foarte fain dotată, păcat că nu i-au pus partea asta de cameră. Aici aveți un strap albastru de care dacă trageți se lasă scaunul pe spate. Și de aici la fel se deblochează partea de șezut. Acolo aveți partea de cric pentru roata de rezervă și așa se închide scaunul și îl și clipsăm înapoi la loc. Ce n-am apucat să vă arăt e faptul că puteți să lăsați și scaunul din mijloc jos, dar e un pic mai greu cu o mână. Hai să vedem dacă reușesc. Nu reușesc cu o mână. Tragem cu mâna cu telefonul, scuze. Așa și puteți să lăsați și pe ăsta și îl puteți folosi în funcție de cum vreți voi. Se poate folosi acest plastic în diferite moduri pentru a putea voi să cărați ce vreți cu el. Vă mulțumesc, cam asta a fost Oblo. Dacă aveți nevoie de orice alte informații, scuze, simțiți-vă liber să ne scrieți în comentarii și o să vă răspundem cât de repede putem. Să sperăm că în perioada următoare vor veni și niște mașini ceva mai dotate. Vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune, să ne vedem cu bine. Salutare!